Ivan Lochere, administratorul Alinso Group, companie care deține Ploiești West Park, a fost trimis în judecată de către procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești pentru spălare de bani și evaziune fiscală și folosirea cu rea credința a creditului societății. Potrivit rechizitoriului, Lochere ar fi prejudiciat statul român cu peste 7 milioane de lei prin neplata impozitului pe profit, provenit din două contracte de împrumuturi suspicionate care ar fi fictive. Față de Ivan Lochere s-a dispus măsura controlului judiciar sub cauțiune. Ploiești West Park, lansat în 2009, este cel mai mare parc industrial privat din sud-estul Europei, fiind dezvoltat de grupul belgian Alinso, în parteneriat cu omul de afaceri Petrică Ușurelu, proprietarul Piritex. Guvernul a majorat cu circa 40% suma alocată pentru sprijinul acordat agricultorilor la achiziționarea motorinei. Măsura va asigura resursele financiare necesare pentru plata ajutorului de stat pentru motorina utilizată în trimestrul 3 al anului 2015 la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, în sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătățiri funciare. Acest sprijin va permite producătorilor agricoli să-și diminueze costurile de producție, stimulând astfel sectorul agricol. Beneficiarii acestui ajutor sunt producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizații de producători recunoscute, organizațiile de îmbunătățiri funciare și federațiile de organizații de îmbunătățiri funciare, dar și universitățile, institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanțare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală și de a-și face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie. Persoanele fizice pot fi acceptate ca potențial beneficiari ai prezentei scheme dacă, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării, privind acordul prealabil, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri trimestriale, se autorizează ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală. De la 1 ianuarie a intrat în vigoare noul cod fiscal care aduce cu sine printre alte modificări și reducerea cotei generale de TVA de la 24% la 20%. Scăderea ar trebui să ducă la ieftinirea bunurilor și serviciilor, mai puțin a operațiunilor scutite de taxă și a celor pentru care sunt valabile cotele reduse. Scăderea cotei de TVA cu până la 9% se va aplica în cazul apei, berii la draft, medicamentelor, alimentelor, cu excepția băuturilor alcoolice, serviciilor de cazare și restaurant și multe altele. Totuși, specialiștii afirmă că mâncarea se va scumpi, dat fiind producția slabă agricolă din anii trecuți. Cota de până la 5% se aplică în cazul manualelor școlare, cărților, ziarelor și revistelor, dar și la biletele la muzee, cinematografe și evenimente sportive. Aceeași cotă se aplică și cumpărării de apartamente. Până acum, pragul pentru care se aplica această cotă redusă pentru locuințe noi era de 380.000 de lei, dar noul cod fiscal îl ridică la 450.000 de lei. Mai ieftin va fi și curentul electric, pentru care consumatorii caznici vor plăti cu 3,5% mai puțin. Din 2016 nu vom mai plăti acciză la cafea, blănuri, iacturi sau mașini cu motoare puternice. La capitolul scumpiri avem țigările pentru care fumătorii vor da în plus 10 bani pe pachet ca urmare a creșterii accizei. Polițele RCA se vor scumpi și ele până la maxim 50%. Impozitele pe locuințe pot crește în unele cazuri și de 20 de ori.